Stela Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la telejurnal. Vă invit să vedem împreună știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR3. Iată câteva titluri. Încrederea cetățenilor în justiție este mai mică decât în 2011. Datele sunt confirmate de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. O fetiță de 3 ani a murit arsă de vie după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de un incendiu. Părinții ei se aflau la o petrecere. Tarifele pentru serviciile comunale ar putea să crească în regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de președintele pretinsului guvern din regiune. S-a deschis târgul de nunți. Expoziția Celebration 2018 vine și în acest an în ajutorul mirilor cu o gamă largă de produse și servicii pentru toate buzunarele. Autoritățile norvegiene au intervenit pentru ca un copil de 2 ani și jumătate să poată primi unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume. După 7 ani de reforme, încrederea oamenilor în justiție este mai mică decât era în 2011 la aprobarea strategiei de reforme. Datele sunt confirmate de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. Nici încrederea în instituțiile de stat nu este mai mare. Dosarele penale pe numele primarilor sunt percepute ca o reglare de conturi, iar peste 90% din cetățeni sunt nemulțumiți de ce se face în lupta cu corupția. Pornind de la barometrul opiniei publice, Centrul de Resurse Juridice constată că 86% din oameni cred că Republica Moldova nu este guvernată de voința poporului. Nici încrederea în instituțiile de stat nu a avansat. Oamenii au cea mai mică încredere în Parlament, iar cea mai mare în guvern. Cei drept, nici cifrele executivului nu sunt prea mari, doar 15,7%. La capitolul justiție stăm și mai prost. Dacă în 2011 peste 18% din cetățeni credeau în justiția moldovenească, astăzi cifra abia detrece de 13%. Peste 90% din respondenți s-au declarat nemulțumiți de ce face conducerea țării în combaterea corupției. Doar 4,8% cred în acțiunile guvernului. Cât ține de miliardul furat din cele trei bănci acum 3 ani, doar 7% mai cred că acești bani vor fi recuperați. Întrebarea logică ce ne frământă e de ce s-a ajuns la această neîncredere. Răspunsul îl găsim în aceeași analiză a Centrului de Resurse Juridice, care ne spune că problema vine din aproape toate sectoarele unde lucrurile merg prost. În cele 100 de dosare penale intentate în ultimii 4 ani pe numele primarilor și președinților de raioane, deloc întâmplător învinuiți erau reprezentanții ai partidelor de opoziție. Puține din aceste cazuri s-au încheiat cu o condamnare, în schimb, cel puțin în ultimii 2 ani, mai mulți dintre primarii cu dosare penale au părăsit partidele din care făceau parte și s-au apropiat de Partidul Democrat. Cei care monitorizează activitatea judecătorilor și care formează Consiliul Superior al Magistraturii sunt puși în funcții pe întuneric, mai constată experții. Anul trecut au fost aleși 6 membri CSM din rândul judecătorilor, fără ca dosarele lor să fie publicate. Și asta în ciuda cerințelor insistente ale societății civile. Iar reforma instituției judecătorului de instrucție se face cu un pas înainte și 2 înapoi, mai constată experții. Și Autoritatea Națională de Integritate a fost mult timp nefuncțională, pentru că autoritățile nu au fost în stare să aleagă un președinte timp de 18 luni. Multe decizii ale guvernării au trezit semne de întrebare. Autoritățile au încercat să facă anonime hotărârile judecătorești, așa încât să nu mai fie posibil să le cauți după numele celor din dosar. În plus, din decizii nu mai înțelegeai nimic. Inițiativa de a decriminaliza infracțiunile economice a strecurat în prima versiune a proiectului prevederi care îi scuteau de răspundere penală pe cei care comiteau infracțiuni în domeniul creditării și administrării băncilor, iar CNA-ul a fost lipsit de către Parlament de competențe la anchetarea cazurilor din domeniul prevenirii spălării banilor. Organizațiile non-guvernamentale au acuzat în ultima perioadă acțiuni de sabotaj și denigrare din partea autorităților. Stabilitatea promisă de la tribune nu este resimțită și de societate. Acum, Ministerul Justiției schițează o nouă strategie de reformare care vine în completarea celei eșuate în perioada 2011-2016. Centrul de Resurse Juridice propune ca strategia să abordeze accesul la justiție, calitatea actului de justiție, autoadministrare, independență și transparență pentru a spori eficiența justiției.
Tragedie în localitatea Baxan din Raionul Suruca. O fetiță de 3 ani a murit arsă de vie după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de un incendiu. În casă se mai aflau alți 2 copii. Aceștia, fiind mai mari, au reușit să părăsească încăperea în flăcări, dar micuța nu a reușit să se salveze. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în timpul procedurii tragediei, părinții erau plecați în vizită. La fața locului au intervenit pompierii cu 2 autospeciale. Cauzele producerii incendiului urmează a fi stabilite. De la începutul acestui an, în Republica Moldova au fost 330 de incendii în care și-au pierdut viața 45 de persoane, dintre care 3 minori. Încă o alertă cu bombă în centrul Chișinăului. Un copil a anunțat că în Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului a fost plasată o bombă. Incidentul a avut loc aseară. Geniștii au evacuat noriașii aflați în biserică și au încercuit zona. Forțele de ordine au verificat lecașul de cult, dar nu au găsit niciun obiect suspect. Oamenii legii au reușit să identifice autorul apelului. Acesta s-a dovedit a fi un băiat de 10 ani, originar din satul Batâr, Raionul Cimișlia. Chiar dacă a comis o ilegalitate, minorul va scăpa nepedepsit. În schimb, părinții se vor alege cu amendă usturătoare. Acum 4 zile, un bărbat din Chișinău a anunțat că parcul de troleibuz numărul 1 a fost minat. Pentru comunicarea mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism, acesta riscă până la 2 ani de închisoare. 3 locuitori ai orașului Comrat sunt cercetați penal pentru contrabandă cu mărfuri de larg consum. Ei procurau bunuri din Ucraina și le introduceau ilegal în Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Suspecții au fost reținuți de echipele mobile ale serviciului Vamal în apropiere de localitatea Mihailovka, Raionul Cimișlia. Ei foloseau 2 mașini, dintre care una era destinată transportului mărfurilor de contrabandă, iar cea de-a doua era utilizată pentru inspectarea traseului. Ambele autovehicule au fost escortate la postul Vamal Chișinău pentru a fi verificate în amănunt. Vameșii au numărat peste 1000 de piese vestimentare, 367 de articole de încălțăminte și 27 de genți din piele ecologică. Majoritatea aveau etichetele unor branduri renumite. Valoarea totală a bunurilor se ridică la 300.000 de lei. În acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru contrabandă în proporții deosebit de mari. Suspecții riscă până la 10 ani de închisoare. Satele autentice din Basarabia au luat locul orașelor romantice precum Paris, Roma sau Barcelona în preferințele turiștilor. În aceste zile de mini-vacanță, pensiunile sunt pline. Cine ne sunt oaspeții și cum se distrează ei, vedeți imediat în telejurnal. Granturi de 700.000 de lei pentru producătorii și exportatorii de cireșe din Republica Moldova. Banii vor fi acordați în cadrul proiectului USAID Agricultură Performantă în Moldova. Subvențiile vor fi oferite producătorilor pentru a crește exporturile de cireșe prin procurarea unor tehnologii moderne. Fermierii vor putea accesa fiecare de la 300 la 700.000 de lei. Totuși, este necesară și o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 50% din valoarea totală a achiziției. Solicitanții trebuie să-și confirme interesul pentru participarea la program până pe 16 martie 2018. La sfârșitul lunii februarie, proiectul USAID Agricultură Performantă în Moldova a lansat etapa de aplicare a granturilor în valoare de 1,8 milioane de lei și pentru producătorii de fructe de pădure din Republica Moldova. Tarifele pentru serviciile comunale ar putea să crească în regiunea transnistreană, cel puțin asta spun așa zisele autorități din stânga Nistrului. Așa zisul președinte al pretinsului guvern din regiune a declarat pentru presa de peste Nistru că serviciile locativ-comunale de acolo se confruntă cu o mare problemă. Banii pe care îi plătesc oamenii pentru ele nu sunt cheltuiți transparent. Prin urmare, scumpirea acestor servicii este pur și simplu inevitabilă. Acum 2 ani, regiunea s-a confruntat cu o criză economică generată de refuzul Moscovei să-i mai ofere sprijin financiar. Atunci a fost scumpită pâinea și medicamentele, iar unor bugetari li s-au tăiat salariile. Criza de acum 2 ani a speriat mai mulți agenți economici din zonă, care pur și simplu și-au vândut afacerile. Pompierii din zona transnistreană vor ajunge mai rapid la intervenții. Marea Britanie a donat 2 autospeciale și echipament de intervenție salvatorilor din stânga Nistrului.
Autospecialele au parcurs mai bine de 3.000 de kilometri pentru a ajunge la pompierii din stânga Nistrului. Ceremonia de predare s-a desfășurat la Chișinău. Acțiunea își propune să consolideze încrederea între cele două maluri ale Nistrului și să mențină capacitățile comune pentru asigurarea securității cetățenilor, susțin donatorii. We are pleased to donate today more equipment that will protect and help you protect the lives of others. Autospecialele și echipamentul au fost oferite în cadrul programului Operațiunea Florian din Marea Britanie, în parteneriat cu Alianța Estică pentru Transport Sigur și Durabil. Autospeciale care au fost donate de către dumneavoastră și utilaj care a fost donat, el se află permanent în servantul de luptă și permanent se află misiune. În 2017, pompierii din zona transnistreană au mai beneficiat de o autospecială de intervenție și echipamente în cadrul programului Operațiunea Florian. Colaborarea Republicii Moldova și Marii Britanii privind întărirea capacităților de intervenție a pompierilor și salvatorilor durează de mai bine de 5 ani. În această perioadă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a beneficiat de 15 autospeciale de intervenție și echipamente. Totodată au fost instruiți peste 250 de salvatori și pompieri din Republica Moldova. În satul Manta din raionul Cahul, Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită într-un mod tradițional. Femeile au făcut o șezătoare și au invitat oaspeți din România. Localnicii din Manta au avut astăzi un motiv în plus de promovare a tradițiilor moldovenești. Șezătoarea a adunat la oaltă femei de vârste diferite, dar cu aceleași pasiuni. De la sărbătoare nu au lipsit dansurile populare strămoșești. Ne propunem ca în prișezătoarea dată să ne cunoaștem mai bine cu frații de peste Prut, să cunoaștem talentele dumnealor, să cunoaștem obiceiurile dumnealor și prin așa mod să ne promovăm tradițiile noastre și obiceiurile pe care le avem și ne mândrim foarte mult cu ele. Mărturisesc că este și vreau să cred că este un început a ceea ce înseamnă pe viitor nu o înfrățire, ci rămânere la oaltă și împreună în această atmosferă de bucurie, dragoste, dat fiind faptul că pe noi ne leagă aceleași destine și mai ales aceeași istorie care, din păcate, și în prezent ne separă, dar sper că nu pentru mult timp. Gospodinele au croșetat, au împletit, au cusut și au ascultat muzică. Voia bună a fost pretutindeni. Urez tuturor femeilor din Manta, tuturor doamnelor, domnișoarelor, mamelor, nepoatelor, precum și tuturor moldovenilor, la mulți ani cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. La mulți ani și așteptăm moldovencile să determine bărbații să realizăm unirea. La sărbătoarea de la Manta a fost prezent și ansamblul folcloric Răzeșii din comuna Pogonești. Acțiunea face parte din proiectul transfrontalier Republica Moldova-România. Suntem în post, dar pregătirile pentru nunțile ce vor urma sunt întoi. Expoziția Celebration vine și în acest an în ajutorul mirilor. Într-un singur loc găsești produse pentru o nuntă de poveste. Rochi și costume pentru toate gusturile, dar și pentru toate buzunarele. Expoziția propune și decoruri de nuntă. Chiar și așa, nu toate cuplurile au găsit ce căutau. Acest an, atracția evenimentului sunt rochiile de mireasă, în volum, dantelate sau cu pietre Swarovski, toate fură privirile mireselor. Începând de la stilul ampiric, finisând cu rochițele gen prințese, prețurile la fel sunt diferite. Încep, dacă vorbim de prețurile de chirie, încep de la 200 de euro, maximal ajunge 800, preții de procurare de la 300-1200. Rochie pe care am probat-o, ce pot să vă zic, că sunt foarte emoționată, dar îmi place foarte mult. Ele sunt frumoase, per general, da.
dar ceva potrivit mie încă nu am găsit. Smokingul poate fi purtat în culori foarte diverse, de la bordeaux, albastru, negru. Invitațiile variază de la 5 lei și mai sus până la aproximativ 100 de lei. Iar pentru decorarea unei săli, viitorii miri vor trebui să scoată din buzunar cel puțin 200 de euro. Un stil minimalism, axat pe clasic vintage, cât mai multă verdeață, cât mai multe lumânări, accent pe flori vii. Cât privește mașinile, în topul preferințelor sunt automobilele retro. Ceva retro va costa de la 140 de euro pentru toată ziua. Evenimentul este organizat foarte bine, foarte multe informații, foarte multe idei noi. Avem așa un pachet de 800 de euro, care intră în video-foto. Adăugător avem și chiar filmare aeriană cu drona. Pentru un mim profesionist, prețul începe de la 50 de euro ora. Cum ne uităm la modele de torturi? Sperăm să alegem ceva. Expoziția va fi deschisă până duminică. A făcut unirea prin glasul sângelui. TVR Moldova continuă să redescopere pe cei care au readus Basarabia acasă alături de România în cadrul campaniei Generația Unirii. Cui este dedicată pagina de astăzi, ne spune Olga Tverdohleb. Olga, te ascultăm. Astăzi ne oprim la pagina unei adevărate dinastii. Este vorba despre familia sau frații Bogos, despre care istoricii spun că ar fi temelia temeliilor. Familia care s-a dedicat în totalitate lupte pentru unitatea poporului român. Dumitru, cel mai mare dintre frați, a fost membru al Sfatului Țării și primar de Chișinău și a dedicat întreaga viață unei singure cauze. Cauza lui a fost Basarabia. Vlad, cel de-al doilea dintre frați, a fost liderul studențimii basarabene de la Kiev. A fost și el membru al Sfatului Țării, de altfel și printre cei mai tineri semnatari ai actului de unire de la 27 martie 1918. Sergiu, cel de-al treilea dintre frați, a fost printre economiștii care a participat activ la elaborarea celor mai importante documente promovate în Sfatul Țării. A fost și el primar de Chișinău. Prin urmare, este familia care a avut spiritul național în sânge. Familia preotului Dumitru Bogos din Grozești a delegat trei membri care au colaborat cu Sfatul Țării și au contribuit direct la unirea Basarabiei cu România. A fost o familie educată în spiritul național, fiindcă tatăl avea aceste aspirații. Dumitru Bogos, în cartea sa La Răspânt, își amintește cum tatăl l-a luat în copilărie la Iași și el a rămas fascinat de capitala Moldovei, de întâlnirea cu Mitropolitul Moldovei. A fost o școală foarte frumoasă, pe care el a transmis-o deja fraților săi. În anii 1914-1917, Dimitrie Bogos a absolvit Universitatea din Varșovia cu teza Statele Unite ale Europei. Numele lui a fost trecut pe o placă din marmură ca absolvent eminent. A participat la primul război mondial începând ca praporșic, suboficer și ajungând ștab capitan. În 1917-1918 ia parte la organizarea armatei. Crearea armatei moldovenești, într-o vreme de anarhie militar care era atunci în Basarabia, era foarte complicat. Dar Dimitrie s-a isprăvit cu această misiune foarte delicată și primele unități moldovenești au fost create și au fost fidele Sfatului Țării, ce este foarte important. Vladimir Bogos a fost liderul studențimii basarabene la Kiev, unde a reactivat societatea basarabeană Deșteptarea. Fratele Sergiu a absolvit Institutul Comercial din Kiev și a fost unul dintre economiștii care a participat la elaborarea documentelor de bază promovate în Sfatul Țării. Acești trei frați, care toți au fost în Sfatul Țării, cu diferite misiuni. Deci dacă Dumitru a fost responsabil de crearea armatei naționale, atunci Vlad a fost deputat în Sfatul Țării din partea moldovenilor de peste Nistru. Deci pentru că în acel moment se afla la Kiev, era la Universitatea din Kiev, făcea medicina. Iar Sergiu era curierul care lega Chișinău cu Iașu, curierul Sfatului Țării. Pe 27 martie 1918, în calitate de deputat în Sfatul Țării din partea ripei tinere a Parlamentului, Vladimir a votat unirea Basarabiei cu România. Acest spirit național era la nivelul sângelui, pentru că el spune că unirea Basarabiei cu România a făcut-o glasul sângelui.
Este o expresie fantastică care nu se întâlnește la niciunul din istorici, fiindcă el așa a simțit-o. În perioada 1918-1931, Dimitrie Bogos devine prefect la Lăpușna. Fratele său, Vladimir, se înscrie la Facultatea de Medicină din Cluj. După absolvire, lucrează ca medic în județul Hotin, iar în 1931 devine prefect. Vladimir Bogos a fost deputat în 3 legislaturi în Parlamentul României. Fratele său, Sergiu Bogos, predă la Școala de Viticultură și la Liceul Comercial din Chișinău. În 1931, Dimitrie Bogos devine primar la Chișinău. A fost și deputat în 3 legislaturi din partea Partidului Național Țărănesc. Această familie este un exemplu unical în politica moldovenească, politica românească, fiindcă fără a avea mari aspirații sau fără a avea mari orgolii, mai bine spus, ei au făcut munca care s-a cerut. Și-au făcut-o frumos și cu dăruire. Și-au conlucrat foarte strâns între ei. În 1940-1945, Vladimir Bogos a refugiat în România. Dimitrie Bogos cere să fie înrolat în armată și participă la eliberarea Basarabiei. Și Sergiu, ca locotenent, participă la eliberarea Basarabiei. În 1976 trece în neființă ultimul supraviețuitor dintre frați, Sergiu Bogos. Toți cei 3 fii ai familiei Bogos sunt înmormântați la cimitirul Cernica din România. Aleșii locali din localitățile Republicii Moldova care au semnat declarația de reunire cu patria mamă se întâlnesc la Iași și Bistrița între 9 și 11 martie cu autoritățile locale din România. Ei vor să înființeze o asociație a unioniștilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai mult de 100 de localități urbane și rurale din Republica Moldova, plus 3 raioane, o biserică și o școală, și-au arătat adeziunea față de reîntregirea națională, semnând declarația de unire cu România. Gestul aleșilor locali este simbolic și nu lezează Constituția, dar reprezintă un act clar de voință politică unionistă. Declarațiile de unire au intrat recent în atenția președintelui Igor Dodon, care îi amenință pe semnatari cu represalii din partea autorităților de stat. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, îi va întâmpina pe aleșii locali unioniști sâmbătă la Palatul Culturii. Primarii de pe cele 2 maluri ale Prutului vor să pună bazele unei asociații care îi va grupa pe toți aleșii locali unioniști, potrivit unui comunicat al platformei unioniste Acțiunea 2012, citat de Radio Chișinău. România are nevoie de o strategie națională în domeniul culturii și de aceasta se va ocupa Senatul Culturii. Noul organism are în grijă și toate evenimentele din acest an dedicate aniversării centenarului Marii Uniri. Ministrul Culturii și președintele Academiei Române au semnat astăzi un protocol de colaborare. În anul centenarului, specialiștii din Ministerul Culturii și cei ai Academiei Române vor fi în permanent contact pentru a pune la punct cele mai bune proiecte prin care să sărbătorim 100 de ani de la nașterea României Mari. Valori românești de atâția ani cu care ne mândrim, dânșii le vor pune într-o listă pe care noi nu vom face altceva decât să îi omagem, ba mai mult chiar să creăm o infrastructură culturală. Cred că merită și ei o statuie. Sunt case memoriale care merită să fie refăcute. Cred că sunt foarte multe obiective culturale care trebuie puse în prim plan și aici ne va ajuta experiența, expertiza Academiei Române, iar noi, ca și administratori ai culturii, să le punem în practică. Senatul Culturii se va reuni periodic și se vor crea grupuri de lucru specializate. Acest protocol semnat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale dă posibilitatea ca, într-adevăr, în acest an austral al Marii Uniri, să avem niște preocupări care să ducă la comunicarea și cunoașterea realizărilor obținute în țara românească, nu numai în România, ci și în afara hotarelor țării. Senatul Culturii își propune să omagieze marile personalități și valorile autentice ale poporului român.
Autoritățile norvegiene au intervenit pentru ca un copil de 2 ani și jumătate să poată primi unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume. Micuțul suferă de o formă rară de atrofie musculară. Evoluția maladiei poate fi ținută sub control de un medicament injectabil. Problema e că o fiolă costă aproximativ 120.000 de euro, iar un tratament complet necesită cel puțin 7 fiole. Tea suferă de atrofie musculară spinală, o boală caracterizată prin slăbiciune musculară cauzată de tendința de degenerare a neuronilor motor din măduva spinării. În timp, boala poate duce la decesul pacientului. Singurul medicament care îi poate prelungi viața micuței Tea este Spinraza, un medicament pe care însă familia nu și-l putea permite, iar statul nu îl compensează. Dar chiar autoritățile au fost cele care au intervenit. Au negociat cu producătorul și au reușit să obțină un preț pe care să-l poată subvenționa. Tratamentul a ajuns în sfârșit la copil și atât medicii cât și părinții sunt pregătiți pentru orice. Prøver å forberede oss på at det ikke sikkert at det blir så mye endringer, men vi håper jo. Medicamentul se administrează local și, în cazul micuței, injecția a fost făcută fără anestezie. Sistemul medical din Norvegia este unul dintre cele mai scumpe din lume. Suma pe care un cetățean o poate deconta într-un an nu poate depăși 250.000 de euro și asta în condițiile indicate de lege. În cazul de față, tratamentul nu intră în categoria celor deductibile. În țări ca Italia, acest medicament este compensat 100%. Persoanele nevăzătoare au o speranță în plus la o viață normală grație invenției unui grup de tineri români care au realizat o pereche de ochelari unică. Datorită senzorilor pe care îi incorporează, ochelarii pot avertiza pe purtător de pericole care îi pândesc pe stradă. Corespondentul TVR Lucian Pârvoiu i-a întâlnit pe inventatorii ochelarilor la Valencia, în Spania, și ne oferă mai multe amănunte. Inițial, dorința inventatorilor a fost să găsească o modalitate prin care să transpună culorile în stimuli olfactive, astfel încât nevăzătorii să poată distinge nuanțele. Când însă au discutat cu astfel de persoană, tinerii au realizat că nu acesta este cel mai important lucru pentru nevăzător, ci siguranța deplasării și relaționarea cu obiectele din jur. Și astfel s-au născut ochelarii care au evoluat progresiv din punct de vedere tehnologic. Ochelarii au 4 funcționalități. Ajută persoanele nevăzătoare să meargă în linie dreaptă, să știe dacă au obstacole în jurul lor, precum mașini sau scaune sau măsuțe, gropi, să știe ce distanță au între ei și un perete, să spunem, sau o ușă, și chiar pot detecta și pericole termice. De exemplu, răsturnarea unei căni cu cafea fierbinte ar putea produce arsuri serioase, iar pentru nevăzători, simțul tactil este unul fundamental. Cred că mai întâi trebuie să ne dăm seama cam ce o să folosim în final, pentru produs final, pentru că, după părerea mea, e un produs care se poate folosi în fiecare zi și nu trebuie să ne grăbim cu... să scoatem ceva ce nu ar îndeplini toate condițiile necesare folosire, pentru că putem crea chiar mai multe probleme decât să-i ajutăm. Deocamdată, ochelarii pentru nevăzători sunt în faza de prototip. Există doar un singur exemplar, acesta, care a fost imprimat la o imprimantă 3D. Însă tinerii cercetători români au intenții foarte serioase și doresc ca în perioada următoare să lanseze o campanie de strângere de fonduri pentru ca acești ochelari care pot ajuta persoanele nevăzătoare să devină produse de serie. Din Valencia, pentru Televiziunea Română, Lucian Pârvoiu. După luni de discuții și analize, Uniunea Europeană a confirmat că există un dublu standard al alimentelor pe piața comunitară. Un raport al Parlamentului European constată că ambalajul este identic, dar compoziția produselor este diferită între vest și est. Anul trecut, în România, din 29 de produse alimentare analizate, 9 erau în afara standardului. Numele produsului este același, nu diferă cu nimic ambalajul, însă rețeta, ingredientele de bază folosite și cantitățile sunt complet altele în funcție de țara în care sunt vândute. Și nu e vorba numai de produse alimentare, ci și de bunuri de consum, cum ar fi detergenții sau produsele de igienă, arată raportul Parlamentului European. Oficialii europeni au identificat mai multe metode prin care producătorii discriminează între est și vest.
Arome, compoziții, ingredient principal diferite, dar același aspect, produse de calități diferite, ambalate la fel. Diferență la greutatea produselor, ambalajul și în acest caz identic, sau lansarea produsului la o calitate superioară și după ce consumatorii se obișnuiesc să-l cumpere, schimbarea rețetei. Potrivit unor analize comparative realizate anul trecut de către autoritățile de la București, din 29 de produse alimentare din categoriile lactate, carne, pește și ciocolată, 9 au fost identificate ca având standard dublu de calitate. În România n-au fost diferențe semnificative. Am spus că erau cantități mai mici de pește comparativ cu ceea ce era indicat pe etichetă. Valoarea energetică a alimentelor respective, deci, nu corespundea. Laptele copilului dau lapte praf, trebuie, și pur și simplu ajung să trebuie să-l comande pe un site din altă țară, pentru că plătesc aceeași sumă de bani pe care aș plăti dacă aș lua produsul de aici, care este foarte slab calitativ. Trebuie să punem probleme de ce vin asemenea produse. Poate că avem lipsă niște instituții care trebuie să stea de pază ca un câine asupra acestor formule. Comisia Europeană a promis că metodologia comună de testare a calității produselor va fi gata în aprilie și va permite statelor membre ale Uniunii să lanseze în luna mai o campanie coordonată de testare a produselor. Președintele Trump a acceptat propunerea liderului nord-corean de a se întâlni la o dată și într-un loc ce vor fi stabilite ulterior. Ce teme de discuție ar putea fi abordate, vă spunem peste câteva momente în telejurnal. Șoferii din România care conduc fără rovinietă și nu sunt înștiințați în 4 luni de la săvârșirea contravenției vor scăpa de amendă. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care sancțiunea se prescrie dacă șoferul nu este informat în această perioadă de timp. În plus, conducătorii auto nu mai pot fi sancționați în intervalul cuprins de la data săvârșirii contravenției și până la data comunicării acesteia. Iar procesul verbal nu mai trebuie să fie însoțit de fotografii doveditoare. Până acum, legislația nu era clară, iar instanțele interpretau în mod diferit situații reclamate de șoferi care primeau amenzi repetate în lipsa rovinietei. Legea intră în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Liderul Partidului Social Democrat din România, Liviu Dragnea, și fostul său coleg de facultate, Mugurel Gheorghiaș, sunt suspectați într-un caz de spălare de bani în Brazilia, potrivit unor informații confirmate de procurorul federal din această țară, scriu jurnaliștii de la Rise Project. Ei citează o declarație a procurorului Carlos Wagner Barbor Guimaraes. Magistratul a afirmat că autoritățile din Brazilia au deschis anchete la solicitarea procurorilor români. Procurorii brazilieni suspectează că Liviu Dragnea și fostul acționar de la Teldrum, Mugurel Gheorghiaș, ar fi folosit un taximetrist local pentru a cumpăra o proprietate pe plaja din localitatea Cumbuco, la țărmul Oceanului Atlantic, lângă Fortaleza, în nord-estul Braziliei. E vorba de o vilă cu piscină și teren de tenis. Liderul PSD a negat informațiile despre anchetarea sa în Brazilia. M-au prins când vendeam portocale pe plajă. Aveți proprietăți în Brazilia? Înțeleg că este o supărare și trebuie să reîncălzească ciorba asta. Au reîncălzit-o, eu nu mănânc. E simplu. Președintele Donald Trump a acceptat propunerea liderului nord-corean Kim Jong-un de a se întâlni la o dată și într-un loc ce vor fi stabilite ulterior. Casa Albă confirmă informația. Întâlnirea ar putea avea loc până luna mai, iar testele balistice și nucleare sunt suspendate, anunță consilierul pentru securitate al președintelui sud-corean, după ce a informat ieri Casa Albă despre vizita sa recentă efectuată la Phenian. În cursul acesteia s-a decis organizarea unui summit intercorean la frontiera comună la sfârșitul aprilie și deschiderea unei linii de comunicații de urgență între cei doi lideri. O întrevedere între Kim Jong-un și Donald Trump ar însemna un pas major în rezolvarea tensiunilor ridicate privind ambiția fenianului de a-și dezvolta capacitățile nucleare. Cel puțin 5 milioane de femei au făcut grevă în Spania. Ziua de 8 martie a fost transformată într-o acțiune de protest care a dus la anularea mai multor trenuri și apariția blocajelor în transport și servicii. Cu detalii vine corespondentul TVR la Madrid, Felix Damian. Sute de mii de femei și bărbați au manifestat în centrul marilor orașe spaniole, precum Madrid, Barcelona, Valencia sau Bilbao, pentru condiții salariale echitabile și pentru eliminarea discriminării de gen la locul de muncă.
Marșurile feministe au încheiat o zi de grevă în care mii de femei au refuzat să lucreze și au participat la acțiunile de protest convocate de sindicate. Huelga, sí, por la brecha salarial y por el trato a la mujer y por las diferencias que hay de trato. Peste 80% dintre spanioli consideră că greva este justificată. A mí me parece que es muy importante que logremos esa igualdad efectiva, ¿no? Y no solo de palabra. Printre revendicările feministe se află și situația dificilă a femeilor care muncesc în case fără contracte legale. Nu au contracte, nu au nimic, așa e greu. Așa că foarte bine că fiecare își cere dreptul. Din cauza protestelor, 300 de trenuri au fost anulate, iar serviciile de transport în comun au suferit întârzieri importante. Sub sloganul "Dacă noi ne oprim, totul se oprește", femeile din Spania au participat în număr mare la o grevă fără precedent, prin care cer egalitate salarială, protecție în cazurile de violență de gen și repartizarea echitativă a muncilor casnice. De la Madrid, pentru TVR, Felix Damian. Meghan Markle, logodnica prințului Harry al Marii Britanii, a fost botezată. Ceremonia a avut loc în secret și a fost oficiată de arhiepiscopul de Canterbury. La ce religie a trecut viitoarea prințesă, vă spunem imediat în telejurnal. Comercializarea unei păpuși reprezentând-o pe artista mexicană Frida Kahlo a declanșat o dispută între membrii familiei pictoriței și o companie cu sediul în Miami, care susține că deține drepturile asupra imaginii sale. Noua serie de păpuși lansată de Mattel a prezentat și alte femei celebre, cum ar fi aviatoarea americană Amelia Earhart sau matematiciana afroamericană Katherine Johnson, care a lucrat la programele spațiale NASA. Familia artistei mexicane contestă dreptul companiei californiene de a comercializa această păpușă și subliniază că problema nu se reduce la un simplu conflict de drepturi asupra imaginii pictoriței. Frida Kahlo este considerată unul dintre cei mai importanți pictori ai secolului 20. Meghan Markle, logodnica prințului Harry al Marii Britanii, a fost botezată anglican. Ceremonia a avut loc în secret și a fost oficiată de arhiepiscopul de Canterbury. Nunta celor doi va avea loc în luna mai și botezul în rit anglican nu era obligatoriu pentru căsătoria religioasă. Însă Meghan a spus, când s-a anunțat logodna anul trecut, că din respect pentru regina Elizabeta II dorește să treacă la credința anglicană. Meghan Markle provine dintr-un mediu divers în privința credinței. Tatăl este episcopal, iar mama protestantă. După divorțul părinților, Meghan a studiat la un liceu catolic, iar fostul ei soț, producător de televiziune, este evreu. Satele autentice din Republica Moldova au luat locul orașelor romantice precum Paris, Roma sau Barcelona în preferința turiștilor. În aceste zile, pensiunile de la Orheiul Vechi sunt pline. Turiștii, mulți dintre ei de peste hotar, au decis să-și petreacă Ziua Femeii în Republica Moldova, unde au fost primiți ca acasă. Un grup de turiști din România au decis să cutreiere meleagurile Republicii Moldova timp de 4 zile. Am zis să venim undeva unde nu am mai fost. Și, într-adevăr, nu ne-am înșelat. Deci chiar sper să fie până în final o alegere de care nu se regretă. Am venit în Chișinău de ieri, am ajuns aseară, am făcut un tur de Chișinău și astăzi am ajuns la Cricova. Am degustat vinurile absolut minunate, toată lumea a fost încântată. Și astăzi am venit la Orheiul Vechi să vizităm Cezarea Rupestră. Mâine o să mergem, cred că în Găgăuzia și la Castel Mimi. 100 de kilometri lungime, mergi cu un fel de tractoraș din ăsta așa, cu locuri electrică, n-ai voie să faci poluare acolo. N-am văzut una mai frumoasă. Ce că e cea mai mare din Europa. Și ce a văzut acolo m-a uimit. N-a fost niciodată o cramă mai mare. Turiștii nu puteau să plece fără să cunoască bucătăria locală. Cum a fost zeama? Foarte gustoasă. Cred că este făcută cu borș moldovenesc. Când am auzit de zeamă, nu știam ce înseamnă, dar m-am lămurit că este o ciorbă ca la noi, dar foarte gustoasă. Ne place aici la dumneavoastră. Eram foarte curioși să vedem cum este la frații noștri. În timp ce turiștii mâncau zeama, la bucătărie se pregăteau friptura de porc, plăciuntele cu brânză și mămăliga.
și modul de servire a bucatelor la Villa Rose este deosebit. Mămăliga nu este tăiată cu un cuțit, ci... Tăiem cu ața. Și asta înseamnă că am tăiat-o în felii, pentru că așa se taie. De când nu ați mai tăiat mămăliga cu ața? Cam de 50 de ani am mai tăiat mămăligă, dar asta nu înseamnă că nu mă pricep, reflex. Foarte mulți oaspeți străini avem la pensiunea noastră. Din 29 de țări am avut în an. Oamenii sunt foarte interesați de locurile noastre, de bucatele noastre tradiționale. La mulți ani, sănătate! Sănătate! Pentru o zi petrecută la pensiunea Villa Rose, o persoană trebuie să scoată din buzunar 42 de euro. Prețul include cazarea și 3 mese pe zi. Turiștilor li se oferă și biciclete pentru a putea descoperi zona pe două roți. Trupa The Human se pregătește pentru spectacolul Eurovision. Artiștii care vor reprezenta România au filmat prima variantă a show-ului gândit pentru scena din Portugalia. Detalii imediat în telejurnal. Un pilot american de F-16 a atins în Afganistan 1000 de ore de zbor în război. Recordul este foarte important în condițiile în care în Statele Unite sunt doar 6 piloți sub gradul de colonel care au ajuns la această performanță. În mod normal, un pilot mediu de F-16 adună în toată cariera 1000 de ore de zbor și doar câteva sute de ore de zbor în zone de conflict. Mac a atins pragul de 100 de ore de zbor combat în timpul unei misiuni din Afganistan. În prezent, pilotul este în Bagram, cea mai mare bază americană din Afganistan. Pentru a atinge acest prag, americanul a avut nevoie de 177 de misiuni în zone de război. Reaching the 1000-hour mark as a fighter pilot represents a significant career accomplishment. To reach that number of hours in combat with the same squadron is a great honor. And it's a true testament to the support my family gives me while at home and abroad. I'm very honored to represent my family and my country and the 77th Fighter Squadron. Pilotul american zboară de 10 ani pe F-16, are deja 2 participări de 6 luni în Afganistan, iar în 2012 a luat parte la campania din Libia. Recordul lui Mac este greu de atins. În mod normal, un pilot mediu de F-16 adună în toată cariera 1000 de ore de zbor și doar câteva sute de ore în zone de conflict. Viața asta e scurtă tare cât ai mirosi o floare, cânta maestrul Mihai Voluntir, de la nașterea căruia se împlinesc astăzi 84 de ani. Actor care de-a lungul carierei sale a jucat în 120 de roluri de teatru și film, dar și interpret care a lăsat în urmă șlagări apreciate. Mihai Voluntir a fost și deputat în primul parlament al Republicii Moldova. Viața asta e scurtă tare cât ai mirosi o floare. Viața asta mult nu ține, cât te-ai apărat de un câine. Scurtă a fost viața lui Mihai Voluntir pentru societatea însetată de creația lui. Marele actor s-a născut la 9 martie 1934 în satul Glingeni, raionul Rezina. A fost unul dintre cei 278 de delegații ai primului parlament care a votat declarația de independență a Republicii Moldova. A debutat ca actor de film la studioul cinematografic Moldova Film în anul 1967 în filmul Se caută un paznic, interpretând rolul lui Ivan Turbincă. De asemenea, l-a interpretat pe Dimitrie Cantemir în filmul cu același nume. Fiind remarcat pentru talentul său, a fost invitat să joace în filme montate în studiouri din Rusia. Rolul țiganului Budulai din serialul Țiganii i-au adus celebritate, transformându-l într-o figură marcantă a filmului moldovenesc din anii 70-80. Succesul acestui serial a dus la realizarea unei continuări în anul 1984 intitulată Întoarcerea lui Budulai. În 1996 a fost distins cu medalia Meritul Civic. Ulterior a fost decorat cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distinție de stat a Republicii Moldova. În anul 2000, Mihai Voluntir a fost desemnat de către Academia de Științe a Moldovei cel mai bun actor al secolului 20 din cinematografia moldovenească. Să nu fiți manipulați de nimeni, de nimeni absolut. Să știți că străbunii și bunii voștri au fost cel puțin români. Mihai Voluntir a plecat la cele veșnice la vârsta de 81 de ani pe 15 septembrie 2015. Maestrul a fost înmormântat cu onoruri militare la cimitirul central din strada armenească din Chișinău. Moldovenii se strâng,
petrece se avântă la un colț de masă flânt. Trupa The Human se pregătește pentru spectacolul de la Lisabona. Artiștii care vor reprezenta România au filmat prima variantă a show-ului gândit pentru scena din Portugalia. România va urca pe scena Eurovision 2018 în a doua semifinală din 10 mai. Cristina Caramarcu a sărbătorit Ziua Femeii în studiourile TVR. Alături de colegii din trupă, artista a repetat show-ul pentru Lisabona. Ne pregătim pentru Eurovision pentru că totul trebuie să fie bine pus la punct zilele astea. Avem de repetat că nu o să stăm pur și simplu și o să cântăm. Trebuie să facem și un mic scenariu. Momentul României de la Lisabona este gândit de regizorul Petre Năstase. Pregătesc un show care pornește de la o idee simplă, curată, pentru că piesa are un mesaj foarte interesant. Vom avea așa un happy end, vom înțelege că binele învinge rău. Luni, șefii delegațiilor din cele 43 de țări se vor întâlni cu organizatorii Eurovision 2018 la Lisabona pentru a discuta conceptul show-ului. Să vedem acum principalele cotații valutare. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 67 de bani pentru un dolar american cu 2 bani mai puțin. Moneda europeană se va deprecia și va costa 20 de lei și 69 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 44 de bani. Hrivna ucraineană va avea valoarea de 63 de bani, iar rubla rusească rămâne la 29 de bani. Sorana Cârstea a câștigat duelul românesc cu Monica Niculescu din primul tur la Indian Wells. Cârstea s-a impus într-o oră și 18 minute de joc cu 6 la 2, 6 la 3 și va juca în turul secund cu americanca Venus Williams, cap de serie numărul 8. Duel românesc în Statele Unite de Ziua Femeii. Sorana Cârstea, 27 de ani, numărul 35 WTA și Monica Niculescu, 30 de ani, locul 71 mondial, s-au întâlnit joi seară, dimineață, în California, în primul tur al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana a început mai bine și s-a distanțat repede în primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6 la 2 în 35 de minute. Iar în setul al doilea, diferența a fost și mai clară, cel puțin până la 5 la 0 și 40-15, când Monica a avut o tresărire de orgoliu, a salvat două mingi de meci și a revenit incredibil, reușind trei game-uri succesive. Dar Sorana Cârstea s-a impus în cele din urmă cu 6 la 2, 6 la 3, în aproape 80 de minute de joc și o va întâlni în turul al doilea pe Venus Williams. Învinsă la simplu, Monica Niculescu s-a revanșat în turneul de dublu la Indian Wells. Părechea Niculescu-Hlavačková se stine, a trecut de surorile Pliskova. În schimb, Simona Halep și Irina Begu a pierdut în primul tur la dublu. Româncele au ratat șansa de a câștiga bonusul de $1.000.000 oferit de organizatorii jucătorului sau jucătoarei care câștigă atât proba de simplu cât și pe cea de dublu. Pentru prima oară în pereche cu Hlavačková-Sestini, Monica Niculescu a început motivată împotriva surorilor Cristina și Carolina Pliskova. În debutul de meci, perechea româno-cehă și-a trecut în cont 4 game-uri consecutive și a închis setul cu 6 la 2. Revanșa adversarelor nu a întârziat și actul secund a fost adjudecat de cehoaice cu 6 la 2. Decisivul a fost controlat de Niculescu și Sestini. Cele două jucătoare s-au distanțat la 7 la 3 și în final au câștigat super tiebreak-ul cu 10 la 4. În schimb, Simona Halep și Irina Begu au fost eliminate în primul tur al probei de dublu. Româncele nu au avut nicio șansă de break în primul set, câștigat de perechea Peșche-Melikar cu 6 la 3. Cu un prim serviciu excelent, Halep și Begu s-au regăsit în al doilea act, încheiat în doar 23 de minute cu 6 la 1. Decisivul a început perfect cu primele 3 puncte câștigate de campioanele de la Shenzhen. A fost un simplu foc de paie. Melikar și Peșche au câștigat toate punctele disputate până la final și s-au impus în super tiebreak, scor 10 la 3.
20.000 de oameni s-au strâns la Florența să-l aplaude pentru ultima dată pe David Astori. Tătărușanu și Ianis Hagi au fost și ei prezenți la funeralii. Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a fost condus pe ultimul drum. Cu fulare și steaguri, fanii Viola și-au aplaudat capitanul minute în șir. O mare de oameni s-a strâns în piața Santa Croce din Florența să-i aducă un ultim omagiu lui Davide. Tătărușanu și Ianis Hagi au mers și ei să și-a rămas bun de la Astori. Dacă în Europa iarna își trăiește ultimele zile, nordul Mongoliei este stăpână absolută. Este și cel mai bun moment pentru Festivalul Gheții, o sărbătoare cu dansuri, costume tradiționale și patinaj. Nu lipsesc tirul cu arcul și cursele de cai. La începutul lunii martie, gheața are grosimea cea mai mare și poate susține un număr important de oameni, animale și vehicule. Răceala gheții este compensată de paharele de vin fiert oferită de organizatori. Anul acesta, piesa de rezistență este un sat de crescători de reni realizat integral din gheață. Ce vreme ne așteaptă pe noi mâine, aflăm chiar acum în rubrica Meteo. Bun găsit! Mâine ne bucurăm de vreme caldă, dar nu avem noroc de soare în Republica Moldova. Deocamdată, la noapte, minima va coborî până la minus 2 grade, iar cerul va fi mai mult noros. Și mâine vremea rămâne închisă, vor fi și condiții de ceață. Maxima însă va urca până la 12 grade Celsius. În Chișinău așteptăm minus 1 grad în această noapte și în jur de 9 grade mâine la prânz. În România urmează un weekend cu vreme caldă, temperaturi de până la 20 de grade și ploi puține prin regiunile nordice. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvrmoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. De la ora 20, nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată vă doresc. La revedere!